Salut prieteni și bine ați venit la un nou video pe canalul Teo Extra, avem noutăți în fotbal, transferuri și altele care se întâmplă acum încă din finalul lunii decembrie, în ianuarie va fi nebunie pentru că începe oficial perioada de transferuri, încep campionatele mari, bineînțeles Premier League a început deja, dar la Liga Serie încep și ele, avem foarte mult fotbal între cluburi după ce am avut meciuri în care au participat echipele naționale. Și începem cu marea mutare a lui Liverpool. Bineînțeles, nu uitați de like la acest video dacă vă plac astfel de clipuri și subscribe la acest canal ca să vezi la curent cu tot ce postez aici. Cody Hakpo, jucătorul lui PSV care a fost în lumina reflectoarelor, mai ales după acest campionat mondialul de a jucat pentru Naționala Olandei, semnează cu Liverpool și a fost un deal cam mic pentru că acum prețurile sunt destul de mari la jucători 50 de milioane cu totul de Liverpool pe acest fotbalist și uh, s ar spune că este această sumă acceptată de PSV pentru că au probleme financiare, uh, spune o publicație din Olanda chestia asta. Aparent au crescut salariile cât și banii pe care au dat pe transferuri și sunt în deficit, astfel au nevoie să vândă de 40 de milioane de euro în fiecare sezon ca să nu iasă pe minus și după aceea normal ar intra în insolvență, n-ar merge lucrurile bine aici la echipa din Eindhoven și de aici și suma pe care au acceptat-o pe Hakpo, care acoperă toate aceste costuri, pentru că până la urmă, dacă ar intra în Champions League, apoi ar fi alte venituri pentru PSV, dar nu s-au calificat în ultimii ani, joacă în Europa League, poate vor face în acest sezon, dar până atunci... Iată că au anumite probleme financiare și asta a deschis calea lui Liverpool spre acest Cody Hackpo la doar 50 de milioane cu totul pentru că plătesc o sumă de bază după care vor completa această sumă până la 50 de milioane și deschide oportunitatea de a mai transfera încă un jucător în această iarnă pentru că au dat într-adevăr o sumă mare pe Nunez, care n-a demonstrat prea multe până acum, dar acea sumă a venit din banii pe care au primit pe diversi jucători, inclusiv Sadio Mane. Și vine acest Cody Hakpo în atac care era absolut necesar. Uite-l pe Cody Hakpo, joacă în principal bandă de stângă, dar e polivalent și asta e cel mai important. Liverpool avea nevoie de așa ceva, joacă și atacant central, joacă și bandă dreaptă. Deci poate să intre în loc de Salah dacă e indisponibil Salah, lucru care Până să vină Hakpo, nu era posibil la Liverpool, nu era niciun om pe dreapta după ce a plecat mai mulți jucători care jucau acolo. Joacă central dacă nu e, zi, e panaramă în continuare, nu știe să dea la poartă. Sau bandă stânga acum, cât Jota și uh, Luis Diaz nu pot juca, sunt accidentați. Deci, iată cum Hakpo rezolvă problemele ofensive ale lui Liverpool, dacă nu cumva e o dezamăgire, dar este un jucător în al 23 de ani, tot viitorul în față, deja 6 goluri la Naționala Olandei în 14 meciuri, 3 dintre care le-a dat la campionatul mondial în acest sezon, 18 goluri, 18 pase de gol, fenomenal, 5 contribuții în 5 meciuri de Europa League, a dat 2 goluri la Nations League, și trei pentru național Land de la Mondial, absolut fantastic acest jucător și foarte ieftin considerând cât de tânăr este, ar putea juca încă 7-8 ani la cel mai înalt nivel aici la Liverpool. Au dat lovitura cu el clar băieții lui Jurgen Klopp. Și Liverpool își mai caută un mijlocaș central. Ar fi Enzo Fernandez și Jude Bellingham, cei doi care au fost puși acolo pe acest radar al lui Liverpool dar aparent mari șanse pentru Jude să fie omul care să vină la Liverpool și suma un risc cei de la Liverpool cheltuind poate în jur de 100 de milioane pe acest fotbalist de la Dortmund și un jurnalist a spus că un agent i-ar fi dezvăluit Că sunt mai multe cluburi interesate de Jude Liverpool, dar și Real Madrid, Chelsea și Manchester City Acum normal City ar vrea orice jucător Dar nu e clar dacă ar transfera În acest moment un mijlocaș central Și aparent Chelsea ar fi aproape De Enzo Fernandez Vârst de 130 de milioane Pe Enzo Benfica n-ar vrea să-l dea neapărat Pentru că au un sezon bun până acum Se bat la titlu, se bat în continuare în Champions League Dar la o asemenea sumă Ar cam trebui să-l cedeze Acum că Manchester United declară că iese din joc aici, Manchester United de altfel n-ar mai avea buget pentru jucători. Um, Eric Ten Hag de aceea nici n-a mai mers uh, spre Cody Hakpo și a ieșit din această cursă, deși Hakpo, iată, nu era un jucător foarte scump. Manchester United, dar pare n-ar mai avea foduri de investit în transferuri în acest sezon și ar mai putea cumpăra doar jucători pe care ar împrumuta eventual, deci probabil că ar încerca să împrumute un jucător sau doi, n-ar fi nume prea grele. Deci United iese cumva din aceste curse. Enzo Fernandez și în seriale se ducă la Chelsea, acum că și în Golocante în ultimele șase luni de contract. Enzo ar putea însemna viitorul pentru Chelsea acolo. Și întrebarea rămâne cine are pe Jude, Real Madrid sau Liverpool. Liverpool are nevoie disperată de un mijlocaș central de mare angajament. Henderson e pe Ducă. Tiago nu poate să țină singur acolo, iar Fabinho a cam scăzut în nivel, deci e nevoie de un lider și Jude este și eglez, va juca în Premier League, va fi un jucător pentru următorii mulți ani, la fel cum este Cody Hakpo, ar fi o bubuială, dar aparent Dortmund ar vrea să-l dea din vară, deci n-ar fi posibil un transfer în ianuarie. Liverpool cam vrea să ia un mijlocaș acum în perioada de iarnă ca să redreseze puțin sezonul, e un sezon dezastru până acum pentru Liverpool față de ce a obișnuit echipa în ultimii ani. Deci cam asta avem, avem poate un Jude în această iarnă, vom vedea dacă se întâmplă și Enzo, după acest mondial mare de tot pe care l-a făcut, va semna cel mai probabil cu echipă. Să vedem cu cine, e posibil să fie Chelsea. Și Enzo și Jude sunt transferuri foarte bune, deci cine ia pe băieții ăștia să trece tare la mijloc, cel puțin în perioada următoare. Interesant că despre McAllister nu se vorbește deloc, dar este deja la o echipă de Premier League e posibil să nu fie șansa atât de mari să se transfere în această iarnă. Altfel, Isco a semnat cu Union Deportiva Melilia până în 2028. un contract pe 6 ani. Este uriaș contractul acesta. Acum nu știu ce să zic, de asta pare destul de serioasă situația pentru că echipa a postat, dar ar putea fi o glumă pentru că este ziua națională a glumelor în fotbal spaniolilor, nu știu cum vine asta, multe fake news-uri și caterinci. Nu știu dacă cu chiar a să nu bine, cu trec pe ani, nu știu dacă ar semna cu așa ceva, dar e postat de club, deci nu știu dacă pără și echipele ar face așa ceva. Echipa totuși de Liga 2 n-au foarte mulți urmăritori. Bine, e probabil o globă, totuși Isco nu cred că ar juca Liga a uh, Juventus, aparent, uh, ar fi interesat să-l ia Isco rămâne un jucător mare, cam ciudat Dar multă caterincă ce se mai face în uh, Spania <laughs> e, e incredibil. E un club prea mic ca <laughs> a ia pe Isco, dar Bă, au făcut treabă bună, uitați-vă cum arată grafica asta Chiar m-a păcălit pentru o secundă. <laughs> e tare de tot De altfel, uh, s-a postat și că Barcelona Îl vrea pe Kylian Mbappé și că Mbappé ar vrea să ajungă la Barcelona după ce a fost supărat că argentinienii au râs de el în frunte cu Lionel Messi, colegul său. Asta e clar, o Caterică, deci ăsta e un fel de Times Roman. Faptul că Messi își va prelungi probabil contractul cu PSG l-a supărat rău pe Kylian Mbappé, care <laughs> vrea să plece la Barcelona la o mare pentru Real Madrid. Asta s chestii de la cum făceam la care era cu mine, să refuz de real, să mă duc la Barcelona, părăsim Parisul că sunt supărat pe un coleg, ar fi fix cariera cu mine de la juva 23. Nu o să vă întâmpla așa ceva, are salariul mult prea mare, pe la PSG. Și o echipă mare acolo în spate este Parisul, una dintre candidatele serioase. La trofeul Champions League cum pe în frunte, dar și cu un Messi în formă, va intra Messi uh, cu doriță mare acolo să mai ia un balon de aur, să ia un Champions League, uh, deja ar putea avea un 2023 colosal cu PSG-ul Lionel Messi după ce cu Naționala a câștigat tot ce mai putea câștiga. Chilian clar rămâne și să vedem unde se duce Isco care a rămas liber de contract. Este un jucător important în Spania și un jucător care ar putea semna cu foarte multe echipe. Sigur îl vor căuta mai multe grupări. În ianuarie va fi un free agent luat pe lângă Cristiano Ronaldo. Urmează să aflăm ce se întâmplă și cu Ronaldo care are șanse reale de a semna cu Al Nasr deja din toate părțile vin informații că va semna pentru că a primit o ofertă de nerefuzat, dar până nu este oficial, nu putem să ne ambalăm, vom vedea dacă se duce Ronaldo sau nu în Arabia Saudită. Arsenal caută să se întărească de asemenea și vor să dea o tonă de bani pe Mudric, jucătorului Shakhtior. Acum Shakhtior vrea să ia 100 de milioane pe acest jucător. Odată ce Antoni a costat pe acolo, dar Antony a fost cumpărat la mega supra preț. E totuși diferența e a fi un brazilian de la Ajax și un jucător de la Shakhtar Donetsk. Nu cred că au cum să primească atâția bani pe acest fotbalist. Ar fi oferit deja Arsenal o sumă foarte bună, peste cât a costat Cody Hakpo. Dar cel mai probabil o să se înțeleagă pe la 60-70 de milioane. E posibil să fie și o încercare a celor de așa actori, nu prea au ce să piardă, până la urmă vor accepta o ofertă de asta, take it or leave it de la Arsenal, pentru că se va opri de cererea asta. Vă spun Arsenal care o anumită sumă și nu cred că va trece de 70 de milioane de euro, ar fi deja foarte mult. Peste 60, oricum, este mult de tot pentru acest fotbalist, dar un jucător care ar ajuta mult Arsenal, e mara lucrainei. ho oh, oh. cuvinte mari pentru acest fotbalist, care acum e cotat la 40 de milioane de euro, 21 de ani, un jucător de asemenea care poate juca și pe stânga și pe dreapta. Și e foarte importantă polivalența asta, poate să intre în loc de Saka, în loc de Martinelli, și să ajute echipa Acum nu cred că sunt șanse ca Modric Să ia fața Una dintre cei trei jucători de la Arsenal Martinelli, Odegaard Și Saka Nu ies din primul 11 și asumă cumva rolul de rezervă Dar totuși rezervă la Arsenal Și poate intra pentru că oricând Se poate rupe Martinelli poate odihni saca și intră Mudric poate să facă spectacol acolo un jucător care a avut un sezon foarte bun până acum cu 3 goluri și 2 pase de gol în grupa de Champions League, lucru pe care nu-l face oricine, 5 contribuții în 6 meciuri, s-a lansat bine de tot Mudric. E o lovitură pentru Arsenal și trebuie să o dea. A dat 3 goluri cu West am deși Jezus iată e indisponibil. Dar vin vremuri grele, pline de derbiuri. Următoarele etape pentru Arsenal trebuie să țină bine să țină de acel prim loc pe care l-au acaparat City. E în urma lor, încearcă să ajungă Manchester City. E posibil să reușească la ce echipă are City și City se va întâlni cel mai probabil în perioada de iarnă cu un jucător de bandă, stângă sau dreaptă. Mamă, dar aici m-a blocat direct. Cu că aici plătești la de Atletic. Bă, ai de bănit, trebuie să dai subscripție. Dar pare n-ar avea încredere în jucătorul din partea stângă. Ar fi o Cancelo, dar n-are rezervă. Și caută pe variante, Guerrero ar fi pe listă, ar mai fi și alții, ar putea să ia aproape pe oricine, probabil, Manchester City, deci depinde de ce va alege pe Guardiola. Au început însă să țină și de bani puțin, nu mai cheltuiește pe Guardiola cu sutele de milioane, ia un jucător dacă ești și calitate preț în ceea ce crede el. Acum, dacă te mostrează sau nu, asta e partea a doua. Oricum, City are lot să câștige și ce League și Premier League, rămâne de văzut dacă pot reuși până la urmă. Iar Inter, vrea să-l ia pe Marcus Turam, l-ar mai vrea și alte echipe pe jucătorul lui Monhan Gladbach, ar fi și Juventus interesat de Marcus Turam, deci e o bătălie destul de mare. Acum Arsenal, Aston Villa, Spurs și United au vorbit cu agenții lui Turam, United clar n-are bani de el. Spurs ar putea să le ia, Spurs ar avea nevoie de jucători din ăsta și Arsenal caută un jucător ofensiv, dar dacă ia pe Mudric probabil că nu mai loc pentru Turam nu cred că ar alege totuși în vila. Probabil că iar conveni o prezență la Inter, acolo o echipă care se bate tot timpul la campionat, o echipă mare a Europei, Inter Milano, poate fi o destinație pentru Marcus Sturam. Va decide probabil și va pleca și el în această iarnă. Iar Brazilia își caută un nou antrenor după ce Cite a plecat. Trebuia să o facă oricum ar fi fost, chiar dacă era antrenor nou după ce s-a întâmplat în acest mondial cu eliminarea echipei grandioase a Braziliei de Croația, antrenorul trebuia să pleci. Și o listă de candidați, mamă, San Paul, George Jesus, mamă, e real, și asta ar fi foarte interesant. Thomas Tuchel, e, Thomas Tuchel, antrenorul la Brazilia, ar fi bombă rău de tot. Mi-ar plăcea să-l văd de postura asta. E, nu prea te gândea Tuchel ca antrenor al unei echipe naționale, mai ales de acest nivel. Nato Guaccio, ar mai fi Dorival Junior, Fernando Diniz și Abel Ferreira. Bine, aceste nume spun mai multe lucruri pentru brazilieni, dar iată că apar și niște antrenori cunoscuți prin Europa, dar nici urmă de Pep Guardiola, care se spunea că ar fi dorit de brazilieni. Acum n-au bani totuși să plătească antrenori atât de mari, dar un următorul antrenor brazilei va avea presiune mare de tot, pentru că trebuie să câștige și Brazilia Mondialul ăla cândva, mai ales că au o tonă de talente și o echipă plină de vedete, dar dacă l-au făcut acum în 2022, nu știu când o vor face, mai ales cu Neymar, care era în formă, aveau tot ce aveau nevoie. N-a fost suficient. Da, mă opresc aici de această dată, mai așteptăm noutăți, așteptăm oficializarea transferului lui Ronaldo la Al Nasr. Dacă va fi la Al Nasr, poate va fi luat de o altă echipă a Europei, dar sigur să aduce doar la o echipă mare unde ar fi și titular, altfel e posibil să urmeze ruta banilor, n-a avut un mondial foarte bun Cristiano, e posibil să-l pierdem din Europa. Liverpool se trăiește bine, e foarte bine pentru că au probleme cei de la Liverpool, favoriții mei, trebuie să trăiască, avem o lună ianuarie plină de fotbal, vor reveni și live-urile mele care reacționez la meciuri, cât de curând cred că undeva pe 3 sau 4 când e acel Arsenal Newcastle, voi fi live aici pe Teo Extra, mai vin și clipuri până atunci, deci vine conținut în continuare, vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip cam atât astăzi, pa, pa!